Astăzi au început înscrierile pentru a doua sesiune a Bacalaureatului 2024. Candidații pot cere să susțină doar probele la care nu au obținut minimum nota 5 la sesiunea din vară. Testările vor fi susținute în anumite centre de examen, mai puține decât în prima sesiune. Înscrierea se poate face la instituția de învățământ absolvită de candidat până luni, 22 iulie. Pe lângă fișa de înscriere, elevii trebuie să atașeze o adeverință pe care o obțin la liceu în momentul înscrierii, care atestă că au susținut și promovat anumite probe într-o sesiune anterioară a examenului. Alte documente necesare sunt un dosar, copie de pe cartea de identitate și de pe certificatul de naștere, dar și foaia matriculă, de care candidații pot întreba tot la secretariatul liceului absolvit în momentul înscrierii. Pe 8 august încep primele probe de evaluare a competențelor. Prima probă scrisă va avea loc luni, 19 august. Rezultatele vor fi publicate în 26 august, iar în aceeași zi vor putea fi depuse și contestațiile în format fizic sau online. Un candidat promovează bacalaureatul doar dacă obține cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și doar dacă media tuturor notelor este minimum 6. Informații despre înscriere și despre calendarul examenelor pot fi găsite pe site-ul edupedu.ro.